Reprezentanții autorităților locale și județene, ai Ministerului Turismului, deputați și reprezentanții organizațiilor de turism au participat la evenimentul Dunărea în anul centenar, organizat în vederea dezvoltării turismului în zona Corabia, de către Primăria Corabia și Consiliul Județean Olt, în colaborare cu un partener privat. Conferința din orașul Corabia și-a propus să reunească timp de două zile, în perioada 20-21 aprilie 2018, turoperatori internaționali și din România specializați pe incoming, jurnaliști români și străini, operatori de croaziere dunărene, pentru promovarea zonei orașului Corabia și localitățile adiacente în scop turistic. Participanții la eveniment au avut ocazia să facă o călătorie în timp, pe urmele unor momente importante din istoria modernă a României. Oprirea în localitatea Izlaz a amintit de Revoluția de la 1848 și Proclamația de la Izlaz. Un alt moment marcant în memoria colectivă este Războiul de Independență din 1877, rememorat prin intermediul unui monument construit la intrarea în orașul Corabia, în cartierul Siliștioara. Orașul Corabia, denumit și Orașul Teilor, este unul dintre porturile importante la Dunăre, un oraș cochet și liniștit, pe care zeul fluviilor îl pune și mai mult în valoare. În periplul nostru am descoperit și cetatea Sucidava, fost castru roman de pe vremea Imperiului, o așezare ce te poartă milenii în timp și ale cărei ziduri șoptesc povești despre eroi, soldați și oameni obișnuiți. Cei 2858 de kilometri ai săi, pe ultimii 1075 de kilometri, Dunărea tivește ca o panglică albastră pământul românesc. Este al doilea fluviu din Europa ca lungime, după Volga, și se pretează de minune la turismul de croazieră. Din acest punct de vedere, la nivel mondial, Dunărea deține o cotă de piață de 33%. Rezistând cu succes concurenței pe care o fac Nilul și rutele exotice de pe Gange, Amazon sau Mississippi. Din păcate însă, România nu câștigă prea mulți bani din turismul de croazieră. Îi lipsește esența, punctele turistice. În România nu s-a investit aproape deloc în agrement, iar lipsa autostrăzilor sau măcar a drumurilor expres îi face pe turiști să considere că le-ar lua prea mult timp să ajungă la obiectivele de interes, așa că nu se grăbesc să oprească în porturile românești dunărene. Dar toate acestea se pot schimba prin strategii și proiecte realizate pe termen mediu și lung, din care face parte și evenimentul organizat la Corabia. Ideea a fost să facem acest port turistic pentru dezvoltarea turistică a orașului Corabia, deoarece dorim să promovăm orașul Corabia pe toate blogurile și în toate agențiile de turism. Am realizat acel port turistic pentru a primi vasele de croazieră, vasele de turiști care doresc să vină în orașul Corabia, pentru că au ce vizita în orașul Corabia. Odată cu acest port s-a reabilitat și cetatea Sucidava. Până prezent, după cum vedeți, avem aproximativ 45 de locuri de acostare a șalupelor și a vaselor mici de turism. Portul turistic Corabia a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Olt, care ne-a sprijinit foarte mult
și sperăm că dezvoltarea zonei de sud a județului Olt să ia amploare începând de acum. Câte vase de croazieră opresc în acest port? Deocamdată nu opresc vase de croazieră pentru că am avut probleme cu șenalul navigabil, am avut probleme cu insulițele de nisip care s-au format și începând de anul viitor, din 2019, avem promisiuni de la Ministerul Turismului că se va draga zona aceasta a orașului Corabia și se pot apropia și vor acosta vasele de croazieră. Până prezent, după cum vedeți, avem aproximativ 45 de locuri de acostare a șalupelor și a vaselor mici de turism. Portul turistic Corabia, un obiectiv pe care l-am realizat în parteneriat cu Primăria Corabia și să știți care de la intrarea Dunării în România până la Galați, până se intră în delta Dunării, nu mai există o astfel de marină, un astfel de port turistic special pentru bărcile de agrement. Un lucru care cred că ar putea să aducă mulți turiști, mai ales pe Dunăre. Avem multe obiective frumoase, așa cum spuneam mai devreme, avem vestigii ale istoriei, avem tradiții și obiceiuri, avem clădiri de patrimoniu, avem portul turistic, avem Sucidava, avem clubul nautic la Slatina, un parc de agrement care se întinde pe câteva zeci de hectare, dar ele sunt nepuse cum trebuie în valoare. Sper ca printr-un astfel de simpozion, așa cum avem astăzi, să reușim să ne atingem obiectivul, iar în viitor, datorită dumneavoastră celor care sunteți interesați să promovați turismul din județul Olt, obiectivele turistice de aici, să reușim să avem turiști de ajuns și ei să ducă mai departe și mai departe ceea ce este frumos și în județul Olt. Foarte important să promovăm turismul. Se spune că motorul economiei românești este agricultura, dar o piesă importantă a acestui motor, sunt convins că e și turismul, mai ales că și totuși în România cred că turismul e promovat foarte puțin. Județul Olt cred că este o zonă importantă turistică, pentru că aici la Corabia, spunea domnul Marius Oprescu, avem un port turistic. Este făcut de dată recentă, încă n-a fost pus așa în valoare, dar trebuie să punem în valoare și sunt convins că după acest eveniment va fi pus în valoare. Asta înseamnă că, toate vasele de croazieră care trec pe Dunăre să oprească și în acest port turistic. De asemenea, avem o istorie în Corabia, avem cetatea Sucidava. Cred că e bine să dezvoltăm și, legende sau să le punem în valoare, pentru că există legende în această zonă. Turismul are două laturi. Una de dezvoltare, de investiții, ce spuneam mai înainte, și una de promovare. Și cred că, e un cerc vicios care ar trebui făcută prima. Că de multe ori nu se investesc bani în turism pentru că spune că nu avem turiști. Dar nici turiștii nu vin dacă nu se investesc bani. E un cerc vicios aici. Și cred că acest eveniment e foarte important și sper să aibă și efectele la care ne așteptăm. Ne-am dat seama că avem un potențial extraordinar. Unde sunt problemele? Sunt două, după părerea mea. Una care a spus-o dumneavoastră este promovarea și a doua, suntem dezavantajați de poziția geografică în sudul României, motiv pentru care accesibilitatea, valul de turiști pe care îl așteptăm, este foarte greu să ajungă în zonă. Mulțumesc autorităților locale, domnului deputat, domnului președinte al Consiliului Județean, domnului prefect, că s-au implicat în reabilitarea drumului național, singurul drum național de legătură între Corabia și România, pentru că noi suntem chiar la graniță cu Bulgaria, dar avem o mare problemă și eu cred că are un potențial extraordinar accesibilitatea pe Dunăre. Și dacă tot Dunărea este la centenar, zeul fluviilor, eu consider că este și zeul României și, dacă nu, cu atât mai mult, zeul orașului Corabia, pentru că el a generat nașterea acestui oraș. Din acest motiv, eu mă îndrept cu mare atenție și nu mă voi lăsa, am mare rugăminte
ca toate autoritățile publice locale să se implice în așa fel încât portul comercial Corabia să treacă în administrarea Consiliului Județean sau autorității publice locale, mai degrabă a Consiliului Județean, pentru că are putere financiară să întrețină la standarde europene acest port și întreținerea șenalului navigabil. Județul Olt și, în mod special, orașul Corabia au un potențial turistic foarte important, care trebuie însă pus în valoare. Mă bucur că aveți alături reprezentanții agențiilor de turism, cei care trebuie să descopere ceea ce oferă orașul Corabia și județul Olt, cei alături de care, împreună, desigur, cu autoritățile dumneavoastră locale și Ministerul Turismului, să vă ajute să constituiți strategia de promovare turistică Corabia-Olt. Consider că organizarea acestei conferințe la Corabia, un oraș străbătut de Dunăre și cu un uriaș potențial turistic și economic, este de bun augur în vederea dezvoltării turismului pe plan local. Am convingerea că turismul poate reprezenta o rampă de lansare a economiei locale prin atragerea turiștilor și investitorilor străini, dar și a creării de noi locuri de muncă într-un sector care generează aproximativ 10% din PIB-ul european. În calitate de membru al Comisiei pentru Transporturi și Turism din Parlamentul European, dar și în calitate de copreședinte al Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului și Patrimoniului Cultural European, utilizez fiecare prilej pentru a pune presiune pe Comisia Europeană ca aceasta să propună și să implementeze o linie directă de finanțare pentru turismul european. Consider că este extrem de important să acordăm fiecărei regiuni europene instrumentele necesare dezvoltării pe plan turistic și posibilitatea de a-și pune în valoare propriile bogății. Orașul Corabia se află într-o poziție geografică strategică și privilegiată, care poate aduce numeroase beneficii pentru dezvoltarea sectorului turismului și implicit a economiei locale din regiunea dumneavoastră. Această poziționare geografică se manifestă printr-o foarte mare diversitate lingvistică, etnică, religioasă și culturală. Toate acestea reprezintă niște aturi greu de egalat. Promovarea potențialului turistic este un pas pe care o destinație de succes îl poate face. Faptul că ați reușit să fiți la aceeași masă autorități locale, centrale, operatori și specialiști în turism este un pas foarte important. Așa cum spunea și doamna președinte Corina Martin, președinta Federațiilor Asociațiilor de Promovare Turistică din România, crearea unei asociații este primordială. În calitate de președinte al Asociației de Promovare și Dezvoltare Locală Tulcea, vă asigur de tot sprijinul meu și împreună, prin parteneriat și dialog, să unim Corabia cu Tulcea prin crearea de croaziere, prin liantul nostru Dunărea. România poate și trebuie să fie promovată la nivel internațional prin toate modalitățile, iar cinematografia este un domeniu ce poate atrage un public numeros. Prezent la eveniment, regizorul român Andrei Chiriac a povestit despre un proiect cinematografic îndrăzneț, menit să pună în valoare toate comorile României. De la peisaje ce-ți taie respirația, până la marile personalități ale istoriei noastre. O abordare interesantă o reprezintă îmbinarea turismului cu arta cinematografică. La Corabia există cetatea Suchitava și că aici a fost cam cel mai lung raport din Europa la un moment dat pe vremea perioadelor, bineînțeles, 2,5 km aproape. Lucru care nu este știut, nici măcar de pasionați. Am vizitat majoritatea muzeelor importante ale Europei și ale Americii și nu știam că a existat un al doilea proteste de ore făcute de români. Spun asta pentru că aș vrea ca această călătorie a noastră, acest periplu al nostru pe urmele comorii dacilor să treacă și prin Corabia și să stăm un episod aici, cam așa să vorbim în fiecare zonă importantă a țării, câte un episod, promovând valorile zonei, valorile noastre. Operatorii din turism au apreciat inițiativa Consiliului Județean Olt, deschiderea autorităților spre dialog și dorința de a ridica această zonă a țării prin intermediul unei coerente promovări turistice.
Desigur, sunt încă foarte multe chestiuni ce trebuie rezolvate, precum crearea de parcări pentru autocare, atât în portul turistic, cât și la obiective, și o serie întreagă de facilități pentru turiștii ce vin în zonă cu navele de croazieră. Există foarte multe acostări de nave de croazieră în România. Sunt undeva în jur de 1000 de acostări anual în diverse porturi bunărene ale navelor de croazieră de drum. În jur de 1000. Da? Poate le pot fi simultane, bineînțeles, pot avea 10 nave, 10 porturi diferite în aceea zi. Sunt în jur de 1000. Sunt câțiva jucători pe piața aceasta foarte importanți, sunt turiști care fac treaba foarte bună. Ideea este că ar trebui să aducem și în alte zone decât cele clasice, însemnând porturi precum Giurgiu, Oltenița, Chiciu, Petrești, la Vodă, Tulcea. Am putea extinde capacitatea la mult mai multe porturi. Durata de acostare a unei nave într-un port poate varia de la 2 ore la maxim 10-12. Punct. Sunt cazuri în care o navă petrece noaptea într-un port, sunt foarte, foarte puține. Ele deplasându-se de regulă noaptea între porturi, da? Le folosesc acea perioadă de timp pentru deplasare către următorul punct pe vista lor de oprit. Legat de navele în sine, sunt nave mari, însemnând în jur de 100 de metri lungime, lățimea variază între 11 și 14 metri, dimensiunile sunt, bineînțeles, condiționate de dimensiunile ecluzelor prin care ele trec până aici. Ce mai avem nevoie ca să ne desfășurăm așa cum trebuie? Avem nevoie de stabilitate, bineînțeles, politică, fiscală, stabilitatea prețurilor, pentru că ceea ce trebuie să știți este că ofertele pentru aceste companii, pentru a veni în destinația noastră și pentru a vizita anumite porturi, se fac cu ani de zile înainte. Vorbim de minim un an și de 2, ba chiar 3 ani, de la prezentarea a ceea ce vor ei de către noi și la acceptarea ofertei, respectiv la crearea efectivă a acelui itinerariu și promovarea lui de către compania de croazieră pe site-ul lor sau pe canalele de promovare pe care le consideră ei ok. Prezentă la conferință, doamna secretar de stat al Ministerului Turismului i-a asigurat pe participanți de întregul sprijin al instituției pe care o reprezintă. Potențialul turistic al României este imens și trebuie fructificat cu proiecte concrete, ce se pot naște și din manifestări precum cea de la Corabia. Într-adevăr, este un eveniment reușit. Mă bucur că organizatorii au reușit să aducă la oaltă autoritățile publice, centrale, locale, tur operatorii, toți actorii din turism și mă bucură faptul că există un asemenea interes pe promovarea turismului și pe promovarea turismului pe Dunăre în special. Așa cum știți, Ministerul Turismului organizează tot felul de evenimente în parteneriate cu autoritățile locale, cu privați, în funcție de propunerile pe care le avem, le analizăm și ne implicăm în tot felul de proiecte de promovare. Participăm la expoziții interne și internaționale, unde promovăm atât Dunărea cât și celelalte forme de turism. Concret, pe Dunăre avem câteva proiecte în derulare cu statele vecine. Veți afla mai multe la momentul oportun, pentru că vrem să le și finalizăm înainte de a le face publice. Există un mare, mare interes, inclusiv în colaborarea aceasta transfrontalieră pe Dunăre, astfel încât ne bucurăm și facem pași importanți în această privință. Și când vin turiști din țările asiatice, din China, unde ne îndreptăm acum atenția cu toții, din India, din diverse alte țări, ei vor să viziteze mai multe țări odată și atunci croazierele ar fi iar un lucru benefic pe care ar putea să-l facă. Împreună cu celelalte state, așa cum am menționat, lucrăm la proiecte. Evident că nu doar noi, Ministerul Turismului, sunt foarte multe alte instituții centrale implicate în lucrul ăsta, pentru că, așa cum știți, avem nevoie și de logistică, așa cum s-a și spus de altfel la această conferință. Apropo de conferință, mă bucur că s-au ridicat foarte multe subiecte fierbinți și s-a încercat să se găsească un răspuns, pentru că în final și în definitiv doar împreună putem să realizăm lucruri, împreună instituțiile centrale, cele locale, privații, evident, pentru că trebuie să înțelegem toți că este un deziderat comun și toți, doar lucrând împreună, vom avea, evident, rezultatul scontat.
Periplul prin sudul țării, în vechiul județ Romanați, a fost unul de descoperire, de conectare cu natura și valorile autentice românești, într-un an în care celebrăm centenarul Marii Uniri. Mai este încă o cale lungă pe care o avem de străbătut împreună, pentru a valorifica toate comorile pe care acest spațiu ni le oferă. Din cei 2860 de kilometri pe care Dunărea este străbate de-a lungul Europei ca al doilea fluviu ca mărime din Europa, după Volga, aproape 1200 de kilometri sunt sector românesc, pe care, bineînțeles, că îl împărțim cu Serbia, cu Bulgaria, o bucățică mică cu Republica Moldova și ultima din delta cu Ucraina. Pe acest sector de fluviu sunt foarte multe de făcut, în special în ceea ce înseamnă turism. A fost neglijat cam tot sectorul de turism, nu numai pe Dunăre, ci în general în România, lucru care este nedrept. Sperăm că acum, în anul centenar, și de fapt asta ne-am și propus, să revitalizăm un pic acțiunile de turism, nu neapărat pentru turiștii străini, în primul rând pentru noi. Pentru că sunt lecții de istorie pe care noi le putem face în localitățile riverane Dunării, dar nu numai. Am pornit din București pe un drum relativ scurt, aproape 160 de kilometri, ceea ce nu înseamnă un timp îndelungat, și am ajuns la Izlasca prin Popas, unde anul acesta se împlinesc 170 de ani de la citirea proclamației de la Izlas. Am avut un moment frumos acolo, exact la monumentul pe locul care este marcat de citirea proclamației. De acolo până la corabia sunt 40 de kilometri și la intrarea în corabia, la Siliștoara, avem un mare monument care marchează războiul de independență. Părerea mea e unul din monumentele importante ale câștigării noastre, independenței noastre în războiul cu turci. Corabia e un loc încărcat de istorie, urme de civilizație de acum 5.000 de ani, trecând peste perioada aia foarte veche care este marcată în interiorul cetății de la Suceava. Avem cetatea Suceava, care pentru oraș este un punct de atracție foarte, foarte puternic. Obiectivul pe care noi l-am propus, de a promova practic această zonă văduvită de promovare până acum, eu cred că a fost atins. România are un patrimoniu istoric, cultural, gastronomic și turistic impresionant, pe care trebuie și este datoare să le valorifice și să le promoveze. Turismul este unul dintre domeniile cheie în economia țării noastre și cu o bună strategie și promovare se pot obține rezultate remarcabile. Autoritățile centrale, regionale și locale, împreună cu operatorii din turism și societatea civilă, au datoria să implementeze programe menite să crească imaginea României la nivel mondial și să atragă un număr cât mai mare de turiști. De la Dunăre și până în vârful Carpaților, România știe să spună povești minunate. Așadar, să ne deschidem cu toții sufletele și să le ascultăm!